Ne apropiem de cuvântul Domnului. 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 12, vom citi, până la versetul 23. Ne ridicăm cu întreaga adunare, în semn de respect pentru acest cuvânt. Apostolul Pavel scrie următoarele, 1 Corinteni 15, de la versetul 12. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică. Și zadarnică este și credința voastră. Ba încă noi suntem descoperiți și ca martori mincinoși al lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos când nu L-a înviat, dacă este adevărat că morții nu învie. Căci dacă nu învie morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre. Și prin urmare și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum, Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi la venirea lui, cei ce sunt ai lui Hristos. Amin. Domnul să ne cerceteze în această seară, să întărească credința noastră în fața celor care neagă învierea. Și mă rog Domnului să aibă cuvânt și pentru sceptici, pentru îndoielnici, pentru cei care au nevoie de o cercetare în inima lor și cuvântul să lucreze. Amin. Vă rog să ocupați locul. Aș dori să vorbesc despre validitatea învierii lui Hristos. Ce anume validează învierea? Cu asta se ocupă Apostolul Pavel aici, în 1 Corinteni 15. De fapt, este un text pe care l-am citit dintr-un pasaj mai lung legat de înviere. Pentru că în biserica din Corint s-au strecurat, probabil, învățători care au spus că toate bune, da, că Iisus a fost bun învățător, da, Iisus posibil să fi fost răstignit, dar să învie de morți e imposibil. Mergeau doar până la un punct și Apostolul Pavel trebuie să intervină, trebuie să le scrie credincioșilor din Corint că învierea lui Hristos este validă, este reală. Mă gândeam că acest pasaj e în primul rând valabil sau vizează predicatorii. Pentru că noi suntem aici menționați de Apostolul Pavel că voi zice, adică noi, se punea și pe el, care predicăm învierea. Dacă Iisus n-a înviat din morți, suntem niște mincinoși. Tot ce facem noi este zadarnic. Mă gândeam la dezamăgirile vieții, să trăiești o dezamăgire. Viața este devastator. Poți face greșeli mari în viață, poți intra în depresii, poți pierde relații, pentru că ai suferit o dezamăgire. Pe plan și o relațional, pe plan
poate practic sau intelectual, poate ai fost trădat sau înșelat de cineva apropiat și nu-ți mai vine să trăiești așa și ți se par toate fără sens. Nu odată am consiliat ca păstor oameni care au fost foarte dezamăgiți de relații din biserică sau în familie și care nu mai doreau să vină la închinare cu noi. Spuneau că nu se mai pot încheia, nu mai pot cânta, nu se mai pot ruga, nu mă pot asculta cuvântul, pentru că au suferit o dezamăgire. Și Pavel își pune într-un fel problema similar. Dacă ar fi adevărat ce spun unii, că Iisus n-a înviat din morți, ce se întâmplă cu mine? Spunea Pavel. Ce se întâmplă cu toți ceilalți care predică Evanghelia lui Hristos? Chiar mai citeam așa despre unii chiar teologi care cred că a citi Evangheliile doar cu viața lui Iisus e suficient, nu trebuie să vorbim despre înviere. Ca și când vezi crucifixe care au inserat doar trupul lui Iisus pe cruce, ceea ce e un simbol al creștinismului, dar da și nu, adică crucea e goală, nu? Hristos a înviat din morți. De ce să mă uit la el că e răstignit acolo? Aveam un prieten, profesor din Statele Unite, care ne-a vizitat cu ani în urmă și ne-a povestit că i-a cerut unui artist din biserica lui să pună împreună moartea și învierea lui Hristos într-o singură sculptură. El era sculptor. Bun, ca să desenezi e mai simplu, dar într-o sculptură să pui și moartea și învierea, nu-i simplu. Și după un timp, acest sculptor creștin a venit cu opera lui și a fost ceva inedit, ceva special, pentru că în partea de jos, picioarele lui Iisus erau una cu pământul, cu pământul în care era înfiptă crucea. Era o cruce, dar Iisus, din partea de sus, nu avea mâinile la orizontală, răstignite, ci mâinile lui Iisus, deși crucea, forma crucii era acolo, mâinile lui Iisus erau sub formă de V, de victorie. Și erau în sus, iar fața lui Iisus nu era plecată într-o parte, cum sunt multe din picturile, da, celebre, ci era o față zâmbitoare care se uita în sus spre Tatăl Ceresc. Într-o singură sculptură a prins și moartea și învierea Domnului Iisus. N-am văzut această sculptură, mi-ar fi plăcut să o văd. Da, uitați, vă dau idei la unii care sunteți mai artiști, să combinați, să încercați să prindeți tot din ceea ce este Hristos, așa cum poezia lui Roberto a prins atâtea frumuseți, atâtea elemente din ceea ce este și a făcut Domnul nostru. În perioada lui Apostolului Pavel și în perioada lui Iisus era o categorie de oameni religioși pe nume saducei care nu credeau în înviere, general înviere. Ei slujeau la templu, era așa numită aristocrație bogată a evreilor și nu credeau că va fi o înviere viitoare. Interesant că fariseii, pe care îi critică destul de des Iisus, credeau într-o înviere. Se bazau pe texte din Vechiul Testament și nu sunt puține. Și m-am gândit, oare de ce unii nu cred în Evanghelie, chiar în înviere, chiar religioși fiind?
Pentru că știți, cei ce o duc bine în viața asta nu tânjesc după cea viitoare. E ca un blocaj. Mă gândeam la niște televangeliști, așa, care, și acum pe internet, care predică jumătate de Evanghelie, dar nu Evanghelia întreagă, completă. Apostolul Pavel s-a confruntat cu această problemă. Predice Evanghelia, bun, ajungi până la moartea lui Iisus pentru păcatele tale. Bun, n-ar trebui să ne oprim aici? Și apostolul spune, sunt unii care ne cer și afirmă că să nu vorbim despre înviere, dar să ne oprim la jumătate. Ori Evanghelia nu poate fi predicată doar pe jumătate și de aceea el preia problema aceasta și o soluționează. Vine cu un răspuns la ea. De ce totuși trebuie să predicăm învierea? De ce este valid acest eveniment istoric? Este o realitate, pentru că toată credința noastră, a întregii creștinătăți, stă pe învierea lui Iisus Hristos. Și de aceea Pavel folosește două elemente, aici nu am timp să dezvolt, în 1 Corinteni 15, dar în prima parte pe care n-am citit-o, până la versetul 12, Pavel vorbește despre istoricitatea învierii, adică partea istorică. Și el spune, fraților, asta e Evanghelia pe care i-am primit-o și eu vă propovăduiesc, și anume că, și dă detaliile, Hristos a murit pentru păcatele noastre conform Scripturilor, că a fost îngropat și a înviat a treia zi conform Scripturilor, că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12, după aia s-a arătat la 500 de frați, apoi s-a arătat și mie. Deci asta e parte istorică. Pavel zice, acestea sunt lucruri de netăgăduit. După ce aduce argumentul istoric, Pavel vine și aduce un argument logic. Vine cu o problemă pe care am ridicat-o deja, cu care el s-a confruntat atunci acolo. Și are niște premise. Premisele sunt puncte de plecare, o bază de pe care pornești. Și el își pune problema logic. Dacă nu ar fi înviat Hristos, ce se întâmplă? Ce consecințe pot fi asupra predicării mele, a creștinismului în general? Și concluziile lui Pavel sunt cutremurătoare, după cum vom vedea. Problema este, de fapt, mult mai amplă, pentru că aici apostolul Pavel ce face este că deschide posibilitatea ca esența religiei creștine să fie judecată. Și el zice, uitați, aici în față tot, hai să o gândim, să o judecăm rațional. A fost sau nu a fost învierea lui Iisus Hristos un adevăr istoric, sau e doar o autosugestie colectivă? Este o învierea o chestiune de studiu pentru știință, pentru rațiune, sau este doar o chestiune pentru oameni simpli, needucați, naivi? Și de aceea, puțin riscă apostolul Pavel aici să ridice problema, dar noi vom intra un pic în ea și veți vedea că nu e greu să răspunzi atunci când zic ai, știi ce crezi. Pentru că erau mai multe variante. Și anume, dacă analizezi un astfel de eveniment istoric, da, pe care să știți că mulți atei nu-l contestă, ai cel puțin trei variante să răspunzi. Să zici, ori a fost un mit, adică o invenție, n-a fost nimic adevărat din ce se scrie despre învierea lui Iisus Hristos. Doi, ori a fost o metaforă, adică chestia cu învierea lui Iisus e doar așa un limbaj, un fel de a vorbi că Iisus probabil că a rămas viu în duhul ucenicilor sau în mesajul apostolilor, care a fost predicat, și asta vedem în Faptele Apostolilor.
Deci ai variante. Ori a fost un mit, ori a fost o metaforă și a treia variantă a fost un miracol. Toate încep cu M. E ușor să le țineți minte. Ori un mit, ori o metaforă, ori un miracol. Și Apostolul Pavel merge pe a treia variantă, pentru că mitul și metafora întotdeauna ascund o parte din adevăr. Ele doar privesc partea aceea a evenimentului istoric care poate fi explicată, care poate fi înțeleasă de noi. Miracolul cere să crezi, să accepți că sunt lucruri care nu se pot explica logic, dar care sunt reale. Și aceasta este metoda corectă de a te apropia de astfel de evenimente speciale, cum a fost întruparea lui Iisus Hristos, nu? Sau învierea lui din morți, sau chiar înălțarea lui în slavă. De aceea, Pavel I construiește baza istorică și spune, uite, sunt martori pentru acest eveniment și vă enumăr câțiva. Păi el, uitați, a murit, a fost îngropat, da? S-a arătat lui Chifa, apoi la 500 de oameni deodată, apoi și mie, deci nu vorbim despre un mit, nici despre ceva metaforă, pentru că toți aceștia l-au văzut pe Hristos viu în fața ochilor, da? Unii chiar au dorit să pună mâna pe el și Hristos le-a dat voie. Deci, dovezile istorice sunt clare și sunt dovedite prin arătările lui Hristos. Cu partea a doua e mai greu. Să gândești logic, să dovedești logic, da, că Iisus Hristos a înviat din morți. Pentru că ori e adevăr, ori este minciună. Ori validează cine a fost Iisus și ce a făcut El, ori invalidează. Voi folosi acest cuvânt, a valida și a invalida. Cuvântul a valida, sau verbul acesta, înseamnă a confirma valabilitatea unui act. Asta înseamnă, e valid. Aproape aș spune că ștampilez, nu? E confirm. A invalida înseamnă a infirma sau a anula un lucru sau un eveniment. Deci, prima parte, voi avea două părți în mesajul meu. Învierea și invaliditatea, sau invalidarea. Da, invalidarea. Adică, Pavel se pune cumva în locul celor care cred că învierea nu a fost reală, a fost doar ceva mitologic sau metaforic, și apoi se uită la creștini și le spune, dacă voi nu credeți că Iisus a înviat din morți, da? Acuzele celor care nu cred în înviere sunt foarte serioase, pentru că dacă Iisus n-a înviat din morți, ei au dreptate. Și uitați în ce domenii au dreptate. Și lista lui Pavel de aici are patru chestiuni. El vizează patru elemente care, dacă Iisus n-a înviat din morți, noi nu le mai putem accepta. Patru sunt. Primul, dacă Iisus n-a înviat din morți, spune Pavel, predicarea Evangheliei este invalidă. Nu este corectă, nu este bună, e cel puțin incompletă. Dacă predici numai moartea lui Iisus Hristos și nu predici învierea, nu, spuneam că este un fel de Evanghelie incompletă. De aceea trebuie să predicăm Evanghelia, trebuie să predicăm învierea. Dar dacă Iisus n-a înviat de morți, atunci n-ai cum să predici învierea, și asta înseamnă că ai o jumătate de adevăr din miezul Evangheliei. Am citit despre un predicator bun, renumit Moody, sfârșitul secolului 19, începutul secolului 20. El a organizat diverse întâlniri pentru tineri, pentru studenți la Chicago, în America, întâlniri evanghelistice, și îi punea din când în când pe unii să predice, așa, să se formeze ca predicatori. Și
Odată Moody s-a dus să asculte pe unul din studenții lui pe care îi pregătea și tânărul a predicat atunci despre jertfa lui Hristos, cât de importantă e jertfa lui Hristos. Și la sfârșit tânărul i-a anunțat pe cei prezenți că în seara următoare va predica continuarea mesajului și va vorbi despre înviere. Și Moody i-a spus acestui tânăr: tinere, s-ar putea ca mâine să nu te mai întorci sau mulți să nu poată veni. Le-ai predicat doar jumătate din Evanghelie. Ar trebui să predici întotdeauna Evanghelia întreagă și moartea, dar și învierea lui Iisus Hristos. Ceva de genul acesta avem și în Corint, o situație asemănătoare. Mă gândeam, cum arătăm noi ca predicatori atunci când predicăm doar ce ne convine sau ce ni se cere? Predicatorii au un privilegiu excepțional să predice adevărul, complet. Lor n-ar trebui să le fie teamă să predice Evanghelia completă. Dar astăzi, sub presiunea corectitudinii politice, presiunea media și alte presiuni ale religiilor seculare, cum se mai numesc, se observă o înclinație a multor predicatori care nu predică Evanghelia completă, predică doar ceea ce se potrivește cu vremurile acestea, ca nu cumva Evanghelia să ofenseze pe cineva. În acel moment, noi ne descalificăm ca predicatori. Eu nu îl consider pe un astfel de predicator un predicator biblic sau cel puțin evanghelic. E ca și cum, în vremea lui Pavel, unii predicau despre Iisus Hristos, dar nu menționau niciodată învierea. Că asta era problema. Și Pavel spune, impactul prezentării unei evanghelii înjumătățite este major pentru ascultători. De aceea, aveți grijă, spunea el, Evanghelia se predică întreagă, completă. Dacă tu crezi că a înviat Hristos, bănuiesc că predicatorii care nu menționează învierea lui Hristos din morți, nu cred în învierea lui din morți. Și sunt foarte mulți pe internet acum. Nu zic să-i căutați. Dar puteți așa să verificați cel puțin ce predică unii. Chiar dacă au rating mare, chiar dacă vedeți că au popularitate. Pentru că un predicator care predică moartea lui Hristos, învierea lui Hristos, revenirea lui Hristos, nu e prea popular. N-ar trebui să aibă rating prea mare, prin definiție. De aceea suspectez că cei care se doresc populari vor sacrifica din esența Evangheliei. N-au cum altfel. Pentru că Evanghelia nu-i comodă. Și Hristos și Ioan Botezătorul, când predicau adevărul, n-au fost prea populari. De aceea Apostolul Pavel spune primul lucru: verificați un predicator dacă predică despre învierea lui Hristos din morți. Valabil atunci? Eu cred că e valabil și astăzi. M-am uitat peste istorie. Printre altele, am predat și istoria bisericii, curs la studenți, și am citit mult despre oamenii lui Dumnezeu, predicatorii cei mai importanți pe care Dumnezeu i-a ridicat și a folosit. Fără excepție, adevărații predicatori predică Evanghelia completă. Și de aceea sunt încă citiți, deci citiți predici din spate, din istorie, nu doar pe cei care sunt astăzi populari.
Sunt foarte buni predicatori care au scris, avem scrierile lor, predicile lor și puteți citi. Oh, să încep cu Apostolul Pavel. El ar fi unul. Mă mut în secolul 2-3 și îl poți citi pe, știu, Irineu sau pe, chiar pe Iustin, pe Origen, pe Ioan Gură de Aur. A fost, se spune, cel mai mare predicator al Evului Mediu. Da. Pe Augustin, pe, știu, unii scolastici, pe Luther, pe Calvin, câțiva anabaptiști, Jonathan Edwards, care a fost predicat, unul din predicatorii importanți ai marilor trezii spirituale, împreună cu George Whitfield sau John Wesley, apoi în secolul XIX, Charles Spurgeon sau Dwight Moody, despre care am pomenit, secolul 20, Billy Graham sau Martin Lloyd-Jones. Acestea au fost predicatori ridicați de Dumnezeu și mă întreb, oare toți aceștia care au predicat Evanghelia completă au trăit o minciună? Trebuie să fii foarte convins de asta ca să predici așa ceva. Ți se pare ție azi că toți aceștia au fost niște amăgitori, înșelători? Cei care suntem predicatori și predicăm Evanghelia completă a lui Hristos, să știți că suntem într-o companie foarte bună. De-a lungul istoriei, între cei care știau ce cred și de aceea predicau, și să nu ne fie rușine, mă adresez tuturor predicatorilor, să nu ne fie rușine să predicăm Evanghelia completă și moartea lui Hristos, dar și învierea lui Hristos. Că altfel, predicarea noastră, spune Apostolul Pavel, este zadarnică. Așa spune versetul 14, dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică. Da? Bun, aceasta a fost primul lucru care Pavel îl observă. Dacă nu predici și nu crezi învierea, se invalidează predicarea noastră. Al doilea, dacă nu crezi Evanghelia, spune Pavel, se invalidează credința noastră, chiar același verset, versetul 14, în partea a doua. Pentru că spune Pavel că zadarnică este propovăduirea, dar și zadarnică este credința voastră. Da? Deci dacă n-a înviat Hristos, credința noastră e în zadar, adică fără obiect. Pentru că noi credem într-un obiect, adică nu pentru că Iisus ar fi un obiect, ci obiectul credinței, adică scopul, ținta credinței. Noi nu credem în neant. Orice credința noastră are un obiect al credinței, adică se îndreaptă spre ceva, depinde de ceva. Și pentru noi, pentru credința noastră, aceasta este o persoană, este Iisus Hristos. Bun, credința într-un Hristos mort este și irațională și patetică. De aceea spune Pavel, dacă predicați numai un Hristos care a murit, degeaba. Dacă Hristos a murit, învierea e atunci o poveste, un basm. Atunci crezi că în cineva care a pretins că a înviat, când de fapt el doar a murit. Și să mai și crezi că El te poate schimba astăzi, că te poate libera de păcatele tale, dar de fapt nu are această putere pentru că n-a înviat din morți. Asta e logica lui Pavel. Dacă Iisus n-a înviat, atunci nu are putere să ne mântuiască, să ne ierte păcatele. Și atunci a crede într-un astfel de Iisus e pierdere de vreme. Dacă Iisus n-a înviat, atunci credința că păcatele ne sunt iertate este un fals. Moartea Lui nu a schimbat nimic fundamental în centrul moral, cel puțin al ființei noastre. Bun. Și asta e logica lui Pavel. Dacă n-a înviat Hristos, dar Hristos a înviat din morți și atunci crezi tu că toți creștinii care au trăit experiența iertării păcatelor au fost amăgiți? Că toți creștinii de-a lungul istoriei care au depus mărturie pentru credința lor din inimă au trăit o amăgire? Că
că relația lor cu Iisus Hristos este un surogat, este doar așa o imaginație? Însă noi știm și tu ar trebui să știi, să fii primul martor care să te ridici și să spui, nu e adevărat, Hristos e viu, pentru că Hristos mi-a iertat păcatele, Hristos mi-a schimbat ființa. E foarte greu să-i convingi pe unii oameni că tu crezi într-un Iisus Hristos care a înviat și care ți-a resetat ființa, viața. Dar mărturia ta este esențială, este importantă, pentru că nimeni nu poate să-ți conteste experiența pe care tu o ai. De aceea, credința noastră nu se bazează pe iluzii, ci pe adevăr. Pentru că Iisus Hristos trăiește în noi, nu-i așa? De aceea, iarăși, a doua acuză sau a doua consecință, Pavel o contestă, dar e real acolo. Dacă n-a înviat Hristos, atunci credința noastră n-are nicio valoare. A treia, versetul 15. Dacă Iisus Hristos n-a înviat, aceasta invalidează mărturia noastră. Pentru că așa spune aici, dacă noi suntem descoperiți și ca martori mincinoși al lui Dumnezeu. A mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, când nu L-a înviat, dacă este adevărat că morții nu învie. Deci, încă o dată, din nou la predicatori, dacă Iisus n-a înviat predicatorii Lui, răspândesc o minciună. Sunt vinovați de inducere în eroare și noi suntem atunci de condamnat. Cu alte cuvinte, Iisus a trimis niște predicatori mincinoși să schimbe lumea. Vă dați seama ce consecințe are a nu crede în învierea lui Hristos. Și nu numai atât. Hai să prelungim. Dacă noi suntem martori mincinoși, înseamnă că și Iisus este un martor fals. A pretins că are puterea să schimbe când de fapt el nu o face. Să schimbe viața unui om. Pentru că dacă învierea n-a avut loc, nimic din ce a spus și a făcut el nu are valoare. Dar iarăși, Pavel te lasă pe tine să gândești. Ia vezi, dacă acest lucru ar fi adevărat, cum explici martirajul creștin? Cum explici că atâția creștini au mers benevol la moarte? Da? Adică au murit pentru ceva ce nu există, pentru că martirii ce sunt? Martorii lui Hristos. Cum îți explici că închisorile comuniste au fost pline de creștini? De toate confesiunile. Adică Hristos i-a păcălit și pe ei și-au dat viața pentru o minciună? Vedeți ce mici și patetici apar ateii în lumina martirajului creștin? Pentru că ei, ateii, nu cred că sunt gata să moară pentru ceva. Și pentru că n-au nicio dovadă, nicio mărturie în inima lor de o schimbare fundamentală a vieții. Pot să facă acte caritabile, știu, filantropice, să facă acte bune, dar schimbarea esenței vieții, adică a miezului vieții, asta nu poate face un ateu prin a nega existența lui Dumnezeu sau a lui Hristos, Domnul nostru. Bun. Mai este al patrulea lucru pe care Pavel îl pomenește aici. Ce poate invalida dacă nu crezi în învierea lui Hristos din morți? Versetul 18 spune că, prin urmare, cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Deci dacă Iisus Hristos n-a înviat din morți, aceasta invalidează speranța noastră viitoare.
Adică toți cei care au murit în credința creștină sunt morți pentru totdeauna, niciodată nu o să-i mai revede, pentru că nu e așa numai credința în Iisus Hristos garantează o viață viitoare și o revedere cu cei ce sunt au murit în Domnul. Deci, cu alte cuvinte, nu există nicio mânghiere pentru cei ce au murit dintre noi. Că și noi vom merge după ei și atâta tot. Și trebuie să le spunem tuturor că asta, viața de aici, e totul și nu mai este nimic după ce mor fizic. Ba mai mult, spune Pavel, gândiți-vă că dacă n-a înviat Hristos, oamenii aceștia sunt pierduți, pierduți în păcatele lor, vor fi judecați de Dumnezeu, nu aspru, cu pedepse. Nu există viață veșnică, nu există cer, nu există revedere, reîntâlnire. Vedeți, e foarte greu să digeri așa ceva, că până aici a fost vorba despre noi. Dar când, iată, te gândești la cei pe care i-ai iubit și au trăit cu tine și nu mai sunt, cu ei ce facem? De aceea Pavel are grijă să dramatizeze puțin și să spună, vedeți ce înseamnă să nu crezi în învierea lui Hristos? Dar noi avem o speranță, noi, toți creștinii au o speranță pentru revedere, că noi nu suntem dintre cei care n-au nădejde. Bun, concluzia Apostolului Pavel, părăsesc acum prima parte a mesajului, că așa începe Pavel. Eu doar l-am urmat pe Pavel pas cu pas aici. El patru elemente spune ce se întâmplă dacă Iisus n-a înviat din morți. Pentru că, practic, asta invalidează toată viața noastră creștină. De aceea spune în versetul 19 că dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Am fost amăgiți. Uite așa, toți, grămadă. Și cei dinaintea noastră, milioanele de creștini care au trăit și au crezut. Asta e argumentul lui Pavel, e foarte puternic. Da? E un verdict dur. Adică ne-a mirosit viața crezând în ceva ce nu e adevărat. Am fost păcăliți de un impostor. Nu există speranță dincolo de moarte. Am ascultat predicatori care ne-au dus de nas și eu folosesc limbajul pe care îl doriți. Atunci de ce să mai mergi la biserică, să te închini, nu? De ce să mai slujești în tot felul de lucrări? De ce să mai construiești biserici? De ce să mai te implici în acte creștine? De ce să mai faci școli creștine? De ce să mai fii profesor? De ce să mai fii pastor? Dacă Hristos n-a înviat din mort, vedeți amplitudinea, amploarea efectelor acestei afirmații. Și asta spune Pavel. Dar el schimbă dintr-o dată totul. Și observați versetul 20. Acest verset începe cu o conjuncție, dar. Dar este o conjuncție. Conjuncția este elementul acela care leagă propoziții sau părți de propoziție adversative. Când spui cu toate acestea, însă, totuși, aici spune cumva Apostolul Pavel, până aici a fost logica umană. Dacă n-a înviat Hristos, uite care ar fi efectele. Dar acum este conjuncția care schimbă totul. Hristos a înviat din morți. Întotdeauna există o conjuncție care schimbă direcția vieții noastre. Când mintea se schimbă, inima se transformă, voința prinde puteri. Vă dau un exemplu din Efeseni, capitolul 2. Apostolul Pavel, în primele trei versete de aici, vorbește despre starea noastră înainte de a-L cunoaște pe Hristos. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre.
în care trăiați odinioară, după mersul lumii acestea, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, că Pavel se pune și pe el. Când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam poftele sau voile firii pământești ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți, adică eram sub mânia lui Dumnezeu. Și acum brusc, când după ce descrie cum eram, scrie din nou o conjuncție, dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că era morți în greșelile și în păcatele noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Din nou o conjuncție, da, care schimbă totul. Știți cum e? Uitați-vă în viața fiecăruia. Cele mai importante decizii sau schimbări în viață au avut loc ca urmare a unor conjuncții. Când tu ai spus, e posibil, cine știe, dar dacă, totuși, hai să vedem, totuși, hai să încercăm. Poate și căsătoria ta așa a fost. Era să mă dau pe mine exemplu acum, că am rămas văduv, aveam 48 de ani, cam așa, sau 9 de ani, și am gândit că nu o să mă mai căsătoresc niciodată, dar, conjuncția care a schimbat totul a venit de la Dumnezeu, care mi-a spus mie ceva, că poate există în lumea asta o femeie care are nevoie de tine mai mult decât ai tu nevoie de ea. Dar poate asculți porunca că nu e bine ca omul să fie singur. Dar și în viața mea au fost conjuncții. Așa este și aici în Corinteni. Că tot ce a spus Pavel a fost logic. Dacă Hristos n-a înviat, uite ce se întâmplă. Dar există conjuncția care schimbă direcția vieții. Și atunci Pavel aduce tot felul de argumente și martori. Pentru că adevărul este altul, Hristos a înviat din morți, există o evanghelie, o veste bună, predicile noastre au conținut, există putere în mesajele predicatorilor noștri și credința noastră stă pe adevăr. Deci tot ce a încercat logica să distrugă, o conjuncție schimbă tot, salvează tot, dă sens la orice pentru cei care cred în învierea lui Hristos din morți. De aceea nu suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii, ci cei mai fericiți dintre toți oamenii, pentru că Hristos în noi, nădejdea slavei. De aceea, ce validează? Până acum a fost invalid. Ce validează învierea? Voi fi mai scurt, pentru că se deduc toate din text. Învierea este ca o semnătură a lui Dumnezeu că Iisus Hristos este Fiul Lui, că tot ce a făcut El este adevărat. Ca o ștampilă. Învierea este esențială. Știi, când mergi, am pățit-o și eu odată, că trebuia să vindem ceva la, cu ani în urmă, ne-am dus la notar și a venit cumpărătorul, a fost notarul prezent, am fost eu prezent, totul părea în regulă și când să semnăm respectivul care trebuia să cumpere, s-a răzgândit. Și ne-a blocat și pe notar. Și toate actele erau făcute, numai atât, trebuia să semneze. Și n-a avut puterea. A regretat mai târziu, așa, dar asta e treaba lui. Dar Hristos a trăit o viață minunată. A murit pentru păcatele noastre. Dar ștampila, semnătura finală a fost la înviere. Pentru că învierea validează tot ce
ce a fost și ce a făcut Iisus Hristos. Deci asta face. Învierea, în primul rând, validează tot ce a pretins și a făcut Domnul nostru Hristos. Vă dau câteva exemple. Validează învățătura lui Iisus Hristos, începând cu predica de pe munte. Dacă El a înviat din morți, nu? Și a înviat din morți, atunci tot ce a afirmat El în învățătura Lui înseamnă că este adevărat. Tot ce a spus El despre împărăția Lui Dumnezeu, toate pildele Lui pe care le-a lăsat sunt autentice, sunt adevărate. De aceea când citești Evangheliile, trebuie să crezi fiecare cuvânt de acolo. Învierea validează viața lui Iisus. Dacă nu era înviere, noi încă dezbăteam multe probleme. Dar pentru că a înviat de morți, înseamnă că tot ce a învățat Fiul lui Dumnezeu este autentic și este adevărat. Vă mai dau un exemplu. Toate miracolele lui Iisus înseamnă că au fost autentice. Dacă Iisus Hristos a înviat din morți, da? Și miracolele Lui sunt adevărate, a fost mâna puternică a lui Dumnezeu lucrând în istorie. Vă dați seama, acest miracol al învierii te obligă să accepți că toate miracolele lui Iisus au fost adevărate. Tu n-ar trebui să ai nici o îndoială. Dacă El a înviat de morți, toate miracolele pe care le-a făcut, toate vindecările și exorcismele și tot, înseamnă că au fost autentice pentru că au fost făcute prin puterea lui Dumnezeu. Și El a fost Fiul lui Dumnezeu. Și că moartea, în final, vedeți că n-a avut ultimul cuvânt. Și încă ceva, mai dau un exemplu. Toate profețiile care s-au fost rostite despre Iisus înseamnă că sunt adevărate. Dacă Iisus Hristos a înviat din morți, tot ce s-a spus și în vechime și în perioada vieții lui Iisus înseamnă că sunt adevărate. Sunt demonstrate. Acesta este prima validare. Învierea îl validează pe Domnul nostru Iisus Hristos ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Îi validează învățătura, pildele, miracolele, toată viața, da? Profețiile despre El. Când citești Evangheliile în special, să n-ai nicio îndoială. Dacă tu crezi în învierea din morți, toate acestea sunt adevărate. Al doilea lucru. Dacă tu crezi în învierea din morți, se validează posibilitatea iertării păcatelor. Da? Domnul nostru deja a vorbit despre asta. E foarte interesant că nu m-am gândit niciodată până la studiul din zilele acestea cât de importantă e legătura între înviere și iertarea păcatelor. Să luăm două, trei exemple. În Luca 24, deci ultimul capitol, spre final, versetul 45, Iisus le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile, da? Și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învie a treia zi dintre cei morți și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor. Da? Când va învia, nu? El din morți, că așa spune, întâi va fi învierea din morți, după a treia zi, propovăduirea, esența propovăduirii va fi pocăința și iertarea păcatelor. Apostolul Petru, în Fapte 2, tot așa predică și pomenește și el despre iertarea păcatelor. Știți textul că e foarte, foarte cunoscut. Dar revenind la 1 Corinteni 15 cu 17, când Pavel spune că dacă n-a înviat, credința voastră este, dacă n-a înviat Hristos, credința e zadarnică, voi încă sunteți în păcatele voastre. Dar dacă a înviat Hristos, înseamnă că există posibilitatea ca păcatele tale să fie iertate. Asta e minunat. Când tu crezi în Domnul Hristos și tu îl trăiești pe Hristos viu
în inima ta. Nu mai ai probleme cu a te îndoi, că păcatele tale nu sunt iertate. Și dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Și încă ultimul gând pe care l-am. Mai este ceva ce validează învierea. Învierea validează învierea noastră viitoare. Învierea lui Hristos validează și învierea noastră viitoare. De aceea spune Pavel tot în 1 Corinteni 15, de la versetul 20, acum Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Da? Și din nou versetul 20, fiecare la rândul cetei lui, Hristos este cel din tâi rod, e primul rod. Dar după Hristos urmăm noi. Asta este ideea aici. Și sunt multe alte texte, în Romani 8, în Coloseni 1, în 1 Petru 1, toți apostolii importanți care au scris menționează această speranță noastră. Că dacă Hristos a înviat din morți și a avut un trup nou de slavă cu care s-a arătat ucenicilor, acesta este un semn, o garanție că și noi vom învia din morți. E adevărat că, rețineți, nu vom învia cu exact același trup pe care l-a avut Iisus. Pentru că obiectivul învierii lui Hristos este altul, a fost altul decât va fi obiectivul învierii noastre. Pavel vorbește, sigur, despre un nou trup pe care noi îl vom avea, citiți mai departe în 1 Corinteni 15, cum îl descrie el. E foarte interesant pentru că nu pomenește despre faptul că noi vom învia exact cu trupul lui Hristos. Trupul lui Hristos a revenit pe pământ pentru o perioadă, s-a arătat aici și acolo, Hristos putea mânca cu ucenicii, Hristos vorbea ucenicilor, dar au avut 40 de zile de cursuri intensive de teologie, da? Împreună cu ei. Era acolo cu ei, dar după aceea s-a înălțat în slavă. Deci obiectivul trupului nou pe care l-a avut Iisus s-a încheiat, s-a realizat. Și de aceea Hristos nici n-a mai rămas nimeni să nu-l caute. Vă dați seama ce-ar fi fost dacă nu s-ar fi menționat înălțarea în slava lui Iisus? Câți l-ar căuta astăzi și ar pretinde că l-au găsit pe Iisus? Dar El s-a înălțat în slavă. A fost una din cele mai nobile și înțelepte lucrări pe care le-a făcut Dumnezeu înălțându-L pe Fiul Său în slavă. Dar asta ce înseamnă? Că există o lume, o formă de existență unde vom putea ajunge și noi. Dacă El a ajuns acolo, vom ajunge și noi. Rețineți, nu e vorba de o lume materială, așa cum și imaginează unii, că nu se pot despărți de materia asta. Nu, e vorba de altceva, adică trupul, zice, nostru va fi îmbrăcat, va veni ceva peste el, ceva neputrezire, adică ceva ce nu-i perisabil. Și acesta are alte condiții, alte știu, funcții și obiective pentru care el există, trupul nou de slavă pe care noi îl vom avea. Și modul în care noi vom exista după ce va fi această înviere e altceva decât ne imaginăm noi. De aceea nici Apostolul Pavel nu își permite să dea detalii despre cum este. El vorbește, de exemplu, în 2 Corinteni 12, că a fost cumva răpit în al treilea cer, care este doar un fel de a vorbi despre un nou tip de existență, în care zice că am fost cu Duhul sau am fost cu trupul, nu știu, Dumnezeu știe. Cu alte cuvinte, există limite în a ne gândi și a vorbi despre învierea viitoare și ce va fi și cum va fi. Sigur va fi mult mai bine, cu siguranță, asta o spun toți și Domnul Hristos ne-a promis că ne ia la El, nu? Și unde este El e cel mai bine. Așa, dar
avem limite și e bine să păstrăm limitele, să ne mărginim în a vorbi despre această lume. Poate că asta ar trebui să fie o regulă, să fim mai smeriți când vorbim despre aceste lucruri viitoare, să nu vorbim foarte mult și foarte des, să nu amăgim pe alții, pentru că s-ar putea să greșim, să denaturăm ceea ce este realitatea de fapt acolo. Deci noi ne păstrăm în smerenie să vorbim că va fi, da, va fi mai bine. Pavel zicea că vreau să mă mut, că este un câștig să fiu dincolo cu Domnul, dar nu depășim anumite limite. Însă învierea lui Hristos e ca și o deschidere. E o confirmare, o validare că va veni și învierea noastră. De aceea e important să crezi în învierea lui Hristos. Înseamnă că tu crezi într-o revedere. Înseamnă că tu crezi într-o altă formă de existență. Crezi în ceva mai bun decât este aici. Cum spune în Apocalipsa, acolo nu va fi nici durere, nici țipăt, nici moarte. Dar important este ca tu să crezi în Hristos, încă de pe aici. Și Duhul lui Hristos, care l-a înviat pe El din morți, dacă este în tine, îți aduce garanția, arvuna, îi spune Pavel, vieții viitoare. Deci, încă noi de aici, deși nu știm detalii, putem anticipa și crede că ce este mai bun va veni. Și acesta este, e ca un nou început. Și închei cu ce am citit despre un pastor german și teolog pe nume Dietrich Bonhoeffer. Într-o predică pe care l-a ținut-o la Londra în 1933, când începea partidul nazist să fie important în Germania, el a spus că nimeni n-a crezut până acum în Dumnezeu și în împărăția lui Dumnezeu. Nimeni nu a auzit până acum despre lumea celor înviați, fără să îi se facă dor de casă chiar în ceasul acela, fără să aștepte cu bucurie clipa eliberării lui din existența trupească. Moartea este iad, noapte și frig, numai dacă nu este transformată de credința noastră. Însă minunat este însuși faptul că putem transforma moartea. Și el sigur se referea la credința în Hristosul cel viu care învie. După câțiva ani, Bonhoeffer a fost acuzat de conspirație la adresa lui Hitler, a fost închis într-un lagăr nazist și condamnat la moarte prin spânzurătoare. Și în ziua când a fost dus la eșafod, i-a spus unui apropiat câteva cuvinte și ne-au rămas scrise. El a spus, acesta este sfârșitul, dar pentru mine este începutul vieții. Avea această convingere pe care toți trebuie să o avem. Da? Învierea lui Hristos a fost pârga, ne-a deschis drumul. Dacă tu îl ai pe Hristos viu în viața ta, ai și speranța învierii și a revederii. De aceea trebuie să faci ceva seara aceasta. Cine nu-l are pe acest Hristos viu, să-i ceară prezența în inima lui. E un simplu act de rugăciune, de dedicare, e un salt. Ca și cum sari, chiar dacă nu ai toate datele, dar știi că cineva te ascultă, te va prinde. Aceasta este credința și Hristosul cel viu va demonstra că este viu prin faptul că va începe să locuiască în tine, prin Duhul Lui, să schimbe centrul vieții, să fie altfel și viața ta va arăta altfel. Acestui Domn, Iisus Hristos, care este viu în vecii vecilor, Lui să fie toată slava în veci. Amin.